Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Psalmul 27 cu versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. Iată un interes personal, lumina mea și mântuirea mea. Sufletul este asigurat și de aceea o declară cu îndrăzneală. La nașterea din nou, lumina divină este turnată în suflet, ca vestitor al mântuirii, acolo unde nu este destulă lumină, ca să ne descopere întunericul din inim și să ne facă să tânjim după Domnul Iisus. Acolo nu există nicio dovadă a mântuirii. După convertire, Dumnezeul nostru este bucuria, mângăierea, călăuza, învățătorul și lumina noastră. El este lumina dinăuntru, lumina din jur, lumina reflectată de noi și lumina care ni se descoperă. Observați că nu se spune că Domnul ne dă lumină, ci că El este lumina. Nu că ne dă mântuire, ci că El este mântuirea. Cel care se sprijină pe Dumnezeu prin credință, beneficiază de toate binecuvântările legământului. După ce se stabilește acest adevăr, argumentul reiese sub forma unei întrebări. De cine să mă tem? Această întrebare își răspunde singură. Puterile întunericului nu ne mai pot înspăimânta, fiindcă Domnul, lumina noastră, le-a distrus. Condamnarea iadului nu mai este o amenințare, fiindcă Domnul este mântuirea noastră. Aceasta este o provocare foarte diferită de cea lui Goliat. Ea nu se bazează pe tăria unui braț de carne, ci pe puterea reală a totputernicului. Eu sunt. Dumnezeu este sprijinitorul vieții mele. Iată al treilea epitet strălucitor. El ne arată că speranța scriitorului era întărită cu a treia coardă, care nu putea fi ruptă. Și noi putem să acumulăm termeni de laudă pentru Domnul nostru darnic în faptele Harului. Viețile noastre își capătă puterea de la Dumnezeu. Dacă El binevoiește să ne facă puternici, nu putem fi slăbiți de nici una din încercările dușmanului. De cine să mă tem? Întrebarea privește atât viitorul, cât și prezentul. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră, fie acum, fie în timpurile ce vor veni?